Bună dimineața, ne aflăm la forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intelligence. Îl am alături de mine pe domnul Bogdan Badea, președinte al directoratului Hidroelectrica. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunteți cea mai așteptată companie pe piața de capital de ceva ani de zile. Acum înțelegem că demersurile pentru listare sunt în sfârșit pe un făgaș normal. Ne puteți spune în ce stadiu sunteți? Da, în primul și în primul rând, principalul obstacol era legat de investițiile istorice. Acest lucru s-a rezolvat din punct de vedere decizional odată cu închiderea exercițiului financiar 2018. Ca atare, în toată perioada de vară, la Hidroelectrica s-a muncit, n-a fost chiar o vacanță, am pregătit tot ceea ce înseamnă selectarea consultanților de specialitate, consultant juridic, consultant equity advisor și, în final, consorțiul de listare care ne va asista pe tot acest proces. Practic, ceea ce ne dorim noi în acest moment este ca listarea să aibă loc în anul 2020. Și în acest sens suntem în diverse proceduri. Am mers în linie dreaptă și cu comisia care se ocupă de listare în cadrul Ministerului Energiei. Ne-am întâlnit periodic, am stabilit cam toate task-urile pe care avem de stabilit. Practic, în scurt timp o să demarăm achizițiile pe cei doi consultați, urmând ca după selectarea acestora și împreună cu dânsii să putem selecta consorțiul de listare și să intrăm pe ultimii 50 de metri, că deja suntem pe ultima 100 de metri. Cu investitorii ați avut întâlniri în această perioadă? Da, au fost evenimente și Hidroelectrica participă constant la întâlniri cu investitorii, atât în București cât și în centre financiare cum ar fi Londra sau New York. Investitorii sunt pregătiți, noi suntem pregătiți. Trebuie să punem la punct practic ce mai avem din punct de vedere logistic pentru această listare și să avem, sigur, de la acționari green light-ul. Dacă spuneți că legat de companie s-au rezolvat problemele privind investițiile istorice, totuși în piață există anumite nemulțumiri legate de cadrul legislativ, în special de celebra ordonanță 114. În privința asta, ce informații aveți din partea investitorilor? Sigur, aici nu o să vorbesc eu numele investitorilor, o să vorbesc numele Hidroelectrica. Cred că am fost printre cei mai vocali vis-a-vis de efectele acestei ordonanțe, sigur, având și, să spun, principala sarcină de a furniza energie la preț reglementat, la un preț mult mai scăzut decât prețul pieței. Am spus încă de la adoptarea ordonanței, nu neapărat ordonanței, cât a reglementării care pune în aplicare ordonanța, că nu se va întâmpla ceea ce se așteaptă de la această ordonanță. S-a și văzut că, din punct de vedere al consumatorului final, prețul n-a scăzut și, mai mult decât atât, am constatat că pe date publice că a existat o migrație din zona de clienți la preț reglementat către clienții cu care au optat pentru furnizori în regim concurențial, ceea ce înseamnă că în continuare, chiar și cu o cotă de piață mai mică, piața concurențială a funcționat mai bine și a condus la prețuri mai mici decât cele reglementate. Ca atare, ne dorim cât mai repede revenirea la piața liberă. Am înțeles că deja sunt discuții cu privire la această revenire. Sigur, e un element care ne afectează listarea, pentru că, așa cum apare acum reglementarea cu Hidroelectrica să furnizeze până la 65% din energie pentru anul 2020 către clienții casnici, ar însemna o diminuare drastică a profitului și, în final, sigur, la evaluarea pe care o vom face cu privire la valoarea participației, se va simți într-un discount de preț, ceea ce nu ne dorim. Dorim ca, în cadrul listării, să obținem preț maxim și să maximizăm, practic, potențialul pe care compania îl are. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!